Bună dimineața, prieteni. Ia uitați pe leii mei frumoși. I-am întărit. Am făcut gogoșii cădinii. Hai. Prieteni, așa de mândru și de bucuros sunt de cățelușii mei. Au mâncat, au halit. Hai. Bună dimineața. Am fost dimineața la căței mei. Da, uite, au mâncat, le-am dat. Bravo. Au mâncat, s-au înfiorat, s-au îmbrățișat. Ia uite, hai da, hai da. Leii mei frumoși, hai. Hai da, mă, așa, așa, așa. Da, așa, când dați din coadă sunteți deseni. Da, prieteni, mulțumim lui Dumnezeu. Bem cafeaua și plecăm la Severin acum. Cu Câmpeană. Te tratez și pe tine acum, Câmpeană. Și pe mine cine mă tratează? Dumnezeu te face, îndărește. Ia deschide să intru în bucătărie aici, care... Până te îmbrăși tu. Dumnezeu, să dă puteri. Hmm? Să dă Dumnezeu să puteri. Dumnezeu, Dumnezeu. Dacă mai vei și boală. Lasă-i Câmpeană pe acolo să plimbe. Fără televizor aici, ce seamănă bucătăria. Ia uite ce au făcut fetele, le-au pus aici, am fost ieri în oraș, ce față au cumpărat. Da. Da, prieteni. Mă duc să o tratez și pe Câmpeană, să vedem, și mă duc să schimb și cauciucurile la mașină. Tot am băgat la bani în mașini. Am băgat 10 milioane în 2-3 bucși la Mercedes-ul meu. Și mă o să-i bag și cauciucuri, să-i fac și geometria. Asta e, ce să facem. Ne mai primăm pe la turnul Severin. Și cam atât, prieteni. Haideți că mai revenim și de acolo, prieteni de la Severin. Și în primul rând, mulțumim Dumnezeu că am văzut căței bucuroși, că mănâncă și gata. Eu zic să nu le mai fac niciun antibiotic, așa mi-a zis și doctorul. Cum îi vezi că mănâncă și se întăresc, nu le mai facem antibiotic și vitamina. Și n-are rost să le mai pun perfuzii, că și-au revenit. Da. Dar o să întreb doctorul, așa mi-a zis, îl întreb și pe ăsta când o să vină azi. Ne auzim, prieteni, vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă și minunată. Ne auzim de la turnul Severin. Am revenit, prieteni, am fost la Severin eu cu Câmpeană. Da. Prieteni, am făcut geometria la mașină, cauciucuri n-am găsit, că-s pe 20 de țoli, scumpe. Asta e, 20 de milioane să dau pe ele. Da. I-am mai luat pastile lui Câmpeană. I-a dat o grămadă. I-a dat să facem niște teste. Uitați aici un diplomat de ăla. Să vedem saturația, unde tot nu de respiră greu. Cred că știți ce este asta. O să mă apuc de băut. Da. Ar trebui mai bine să bei. Să beau și gătă. Și să vezi atunci. Cum sunt altele, ai mănâncă, bagă în ei și bea ce n-are pe leu. Ce eu am luat-o cu tratament? Ce fac? Cât să mănânc eu? Cât mănânc da. E pun pe mine? Vezi? De ce nu te îmbezi și tu cu mine? Da, stai să mă îmbrăgea. Ar trebui Câmpeană să bei, să te îmbeți exact ca mine. Nu, și să vezi atunci. Să de acum și să mănânc. Acum să mă pun să mănânc, nu așa. Nu de mâncat, de mâncat. De ce? Păi știi, să beau și să mănânc. Să pun bei. Tita mai fac furia înainte. Nu, atunci te faci mai mare. Atunci, să mă până când? Să văd. Te faci de 2 tone. Atunci explodezi, ai văzut așa te odată. Să văd până când. Cu ce am făcut? Glumim, prieteni. Glumim că am fost la doctor, uitați. I-a dat testul ăla, știți că trebuie să... Dacă facem operația, fără testul ăsta nu se poate trece, știți ce zic? Fără aparatul la care trebuie să îi măsoară saturația, insomnia, alea, trebuie să doarmă cu masca aia, să vedem dacă e ok. Ok,
Dacă ar fi aparatul ăsta, trebuie închiriat. Mai închiriat nimic. Uite, mă pun de pe urmă. Îți bag eu oxigen dacă vrei. Uite, neamnișu, ce-mi bași tu, mă, mie oxigen? Uite, neamnișu. Îți dau eu oxigen. Da. Bușon la bușon. Da, bușon la bușon. Unde ai fost? Da, am luat un soculeț de cartofi. Da. Poate mi se avea Madalina. Cartofi s-a făcut. De-aia umor, hai să spun și cu taică, tu aveam. Deci cartofi, eu un sac. Ce eu la da, unde soculeți. E două pâini? Și două pâini. Eu un sac de făină, unul de cartofi, să facem pâine de casă. Și ai. Și să mănânc. Stai să mă pun pe băut. Fără pâine de băutură ai voie, că arde caloriile. Da. Ce gătesc? Mă gătesc la păpuce. Ce vreți? Ce vreți, Matale? Ce dai, vreți? Dai un pic de coastă. Ce vreți aia faceți? Taie, nu, numai că te-ai face ceva o, supă de pui. Nu, nu ne cumpără pui. Nu mai e, unde e puiul? Nu am încă câini. Câini? Da, bravo. Vezi că ne-am ieșit, m-am certat cu el. Bun, câinii și-au revenit acum, da? Și ce-l dat azi dimineața să mănânce? Ce? Rânză. De ce? Mă-l-tibă. De ce le-a dat rânză? Că au sugat, dar și-au revenit. Îl cert acum. Dacă eu i-am dat piept de pui și am i-am lăsat gata, piept... Am le-a trecut, gata, poate... Brei, omul ăsta nu mai las că-l fac eu omul ăsta, gata. Cum adică să-i dea rânză sărată? Eu cred că le-a dat, el le-a îmbolnăvit câinii. Deci m-a încercat azi dimineața, cum nu e mișto, cum le dai rânză? Lasă că le-a trecut, știu eu. Știe el? Lasă că-l cert eu. Ia, ține. Am adus vă mâncare. Ține un pic. Hai, că uite cât e ceasul. Neamișule, de ce ai dat rânze la câini? Nu! Stomacul n-ai voie dacă... Băi, ce a zis doctor? Ai fost cu mine, erai surd? Nu! Mănâncă călupi. Ei mănâncă, dar se îmbolnăvesc. A băgat o grămadă. Nu, exclus. Ai mâncare. Am dat bani pe mâncarea lor, da? Ai conserve, ai mâncare umedă, nu, ai bobițe, ai pep de pui. Cum nu mănâncă bre bobițele, așa se dă? Bobițele trebuie făcute. Cum le dai așa ce-ți vine ție? Exclus, n-ai voie să le mai dai. Hai gata, ho. Păi ce, eu vor, păi eu, adică cum? Exclus, gata. Mă enervezi. Ia auzi că mănâncă. Păi dacă mănâncă trebuie să le dai. Ei mănâncă și căcat. Am făcut-o de oaie. Aveți dreptate, prieteni. Că el i-a îmbolnăvit. Câinii n-au nimic. Au căldură, au de toate, dorm bine. Mâncare le-am luat și bobițe, și conserve, și pliculețe. Pep de pui. Să-și revină cu pep de pui. Multe lume mi-a zis să le faci pep de pui cu orez. Lifo. Fără pep de pui așa cum orez. Auzi că și-au revenit și dacă și-au revenit îi ne aduci înapoi. Păi cum s-au revenit? De ieri? Păi a zis doctorul, bă, când își revine, gata, nu mai vii la tratament cu ei. Pentru că este antibiotic și vitamină. În caz dacă o fi tot așa, le pui și asta, le punem perfuzii. Dar și-au revenit și a zis dacă își revine, le ții cu mâncare așa. Pep de pui, le dai de astea și gata. Da, uite ce frumos se joacă, le dă el rânză. Auzi, păi el le-a dat oase. De-aia i-a distrus stomacul, sigur. Uite ce mă supără, le-am dat rânză, le dai rânză. Rânza e sărată. În fine, m-am supărat. Da, revin. Tu pune-te și bea. Mă pun și îți dau o sigură de whisky și bagă pe gât. Haide-n cu o să mă îmbăt. Bagă pe gât. Că nu stau ca Maria beata aia care dansa cu ea, să fiu a drău. Ca Mariana. Ca. Cum o chema? Aia lui Gogo. Lucica. De dansa. Eu nu stau numai beata. De dansam cu ea la nuntă. Da, mă vezi, acum cu 50, cu 50. Așa dansa. Uite așa. A pus făcea dricu. Da, cu mâine în șol și cu o mână o țigaia și avea și o bere în mână. Uite așa. Așa îți place să mă vezi. Uite așa, dădea din buci. Așa îți place să mă vezi. Tu nu mai dai. Ce să mai dau? Te fac dricu. Dricu. Dansează și tu pe lambada, uite așa. Dansez pe lambada. Dansez eu așa, valuri. Tu știi să dansez. Învață și tu ce fac eu, să fac și tu. Păi nu mă vezi tu. Da. Să dansăm. Da, prieteni. Nu v-am filmat de la Severin, că am fost supărați.
Trebuia să fi filmat cum ne-am dus la Dedeman, cum am mâncat o pizza amândoi. N-am mai filmat, că eram supărați. Bă, nu o pizza amândoi, mamă. Nu, eu. Tu ai mâncat o feliuță mică. Păi și tu tot o felie mică ai mâncat. Și vreau să zic că n-am filmat prieteni, că eram supărați, că doar ce am ieșit de la doctor, i-a dat aparatul ăla și cam atât. Și ea, vezi, doamne, se panichează că ce îi pune ei mască. Păi trebuie să măsoare saturația, insomnia, dacă e să dor cu aparatul ăsta, dacă ți-l recomandă, să vezi ce te ușurezi. Dor liniștită, te odihnești, odihnești creierul și te simți altfel. Acum tu... Important să-l suport ea. Toți mulți țigani care sunt așa, uite, dor cu aparatul ăsta, că e bun. Ce, e rușine? Păi ce vrei să faci ceva? Până de oricum operația nu-ți făcea doctorul fără testul ăsta. Mi-a zis doctorul acum. Dacă faci operația peste lună, două, când i-am zis-o prin martie încolo, nu poți să treci la operație fără testul ăsta. Testul ăsta și mai multe teste. Analize, aha. Uite. Nu așa. Ce vinzi? Da, uite. Ce ai făcut? Ce e, bă? Ce sunt astea? Am băiat. Ha? Sunt la un băiat. Așa, și? Vinzi, și le vinzi? Da. De-aia umbli cu ele, așa, pe stradă. Păi ce ai făcut? Parcă le-ai vândut la Regina, le-ai luat înapoi. N-are bani mari. N-are bani mari. N-are bani, de-aia ți-ai dat înapoi, eu nu cred. Dacă spun. Cred că nu-i place. Ba, îi place, ia mă. Bine, ale cui sunt? Bine, ține, uite, îmi cumpăr eu, hai. Alu Marian Tocan. Hă? Alu Marian Tocan. Uite, și-a dat. Păi purtați lumină, poți de la fier vechi. Neamișu? Cum mă? Firma Neamișu. Alex. Îți noi? Păi dați noi nouțe cei. Ia. În Italia duce, asta face Italia. Ce n-ai bă, mă, Mexu, crezi eu. Asta da. Uite ție, îți merg, uite. Îți noi și aia? Asta-i perichea lor. Îți noi, da. Hai bă, Mexu, Mexu, crezi eu, bă, poți. Uite aia, frumos. Câte perichea? Aia mici. Sunt 50. Și ăștia mari sunt 20. 50. Ăștia sunt purtați. Uite aici pe o parte. Sunt atunci. Uite tocul pe o parte, uite. Nu știu. Pe parte, dacă e tocul pe parte, nu le-au alunec. Uite. Ăștia da, dar ăștia da, mai sunt noi. Dar ăștia nu. Nu știu, așa mi le-a dat. Da. Și cât perechea? 500. 500, iei lumină. Câștigi la ei? Nu câștig nimic. Dacă câștigi, le ia, dacă nu, nu. Acum mă sună. Și nu câștigi nimic, dar și alu, beri și câteva țigări. Apa, nu le mai iau. Dă-i 300, să ieși tu 200. Nu, nu, dacă o să dat la 50. Atunci nu iau. Spune-i, bă, dacă le dai cu 400. Și pentru niște țigări și pentru le dau eu pachetul, de ce nu faci așa? Păi da, am avut. Păi că nu merg la ea. Nu merg la mine, eu de la firmă. Îți fai lumină? Am șoșoni. Mai două luni de iarnă și îmi cumpăr sandale după aia. Unde mă duc? Mai am 50 de lei, scot pe bobiță în oraș, nu mai vreau. Lasă, dă-i-le înapoi, că-ți dai eu, am eu țigări și alea. Dacă nu câștigi, păi prea mult. Dacă nu poartă fetele, ce să zic? Unde e ce acum? Mă duc să-mi fac mâncare, gata. Hai, Neamișule, avem treabă, gata. Hai, mai ia și mai dat tombelul acolo, mai culește gunoaiele. Nu i-a lăsat pe bătătură. Că nu ai muncă decât gunoiul, ce mai faci și atât. Nu vezi nimic, prieteni, să nu credeți că muncește la noi, dă cu sapa. Și ce face? Și ce mai bagă un lemn. De țigări. Așa ce? Îi dau prieteni pachet de țigări și se duce la stradă și să milojește la altul de două țigări. Că așa face el. Lasă, campion. În fiecare zi dă vremeți pachetul de țigări și tot nu-i ajunge. Dă țigările să bea câte o dușcă. Dă două țigări pe un pahar, da, de trăscău. Și dau și îmi vin, îi dau de toate. Tot ce ură seamănă acolo o comodă aia fără televizor. Hm? Adă televizorul. Lasă că l-aduc ea. Hai să vedem ce face în mine. Cuțu, 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 nagrivei. Hai da. Hai da, mă, prietenilor, hai. Hai da, mă, și tu, că tu ești. Să nu le mai dai, că vezi că m-am mai supărat rău. Nu! Stomacul au distrus. Nu le da. Le dai ce le cumpăr eu.
Haideți, hai. Hai înăuntru, hai. Hai, da, mă. Bravo, mă, uite, mă, așa te vreau, mă, că tu erai deja, ai slăbit. Te-ai revenit acum, uite, slăbise deja. Așa, stați cu tata aici, hai. Eu vă iubesc, voi? Și voi mă iubiți pe mine, mă, știu eu. Că ați văzut că v-am salvat. Că vă duceam și la București, vă duceam. Pentru voi doi și Bucureștiu. Și Bucureștiu știa de noi doi aici, unde făceam noi acolo vaccinele și la bucale. Da? Așa vă vreau. Hai, sus! Da, prieteni, mulțumesc Dumnezeu. Vă mulțumesc și vouă că mi-a spus cu pieptul de pui, cu alea, și voi sunteți îngrijorați de cățelușii noștri. Ia uite unde... Ale cui sunt șușonii ăștia? Doamne... Al lui Leonardo. Al Leonardo? Da. Lumina ei l-a cumpărat. Da, ieri ai uitat. Aha. Ce frumos i-a luat, uite. Un Leonardo la picior, da. La unghiuța lui. Mi-sucă-mi sus, adică, sucă-mi. Ce vreți voi? Taie din coastă, da, e bună, hai. Și tu? Gata, prieteni, mai revenim, prieteni.